preasfântă treime, stăpânire de o ființă, pricinuitoare a tot binele, ce vom răsplăti ție pentru toate câte ne-ai dat nouă, păcătoșilor și nevrednicilor, pe care mai înainte de a ne naște noi în lume le-ai rânduit? Și pentru toate cele ce ne dai fiecăruia dintre noi în toate zilele, și pentru cele ce ai gătit nouă tuturor în veacul cel viitor. Deci se cuvenea, pentru atâtea binefaceri și îndurări, să mulțumim ție nu numai cu cuvintele, ci mai ales cu faptele, păzind și împlinind poruncile tale. Iar noi, cu patimile noastre și cu obiceiurile cele rele, în nenumărate păcate și fără de legi, ne-am aruncat. Pentru aceasta, ca cei ce suntem întinați, nu numai că nu îndrăznim a ne arăta înaintea preasfintei feței tale, celei întreit strălucitoare, ci nici preasfânt numele tău al chema, de nu ai fi binevoit însuți tu spre a noastră mângâiere a ne vesti nouă. Că pe cei drepți și curați iubești, iar pe păcătoșii care se pocăiesc îi mântuiești și cu milostivire îi primești. Deci caută o dumnezeiască treime din înălțarea sfintei slavei tale asupra noastră mult păcătoșilor și bunăvoința noastră în loc de fapte bune o primește și ne dă nouă duhul pocăinței celei adevărate, ca urând tot păcatul într-o cuvioșie și dreptate până la sfârșitul vieții noastre să petrecem, făcând voia ta cea sfântă și slăvind cu cuget curat și cu fapte bune prea dulcele și prea încuvințat numele tău. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.